Și trebuie să facem noi. Și noi suntem în sat, împreună lucrăm. Și facem pentru sat ceva, lucrăm. Te spunem umărul. Eu nu văd că să lucrăm noi cumva împreună. Poftim? Eu nu văd că să lucrăm noi cumva împreună, pentru că noi de câte ori ne-am posesizat, răspunsul a fost foarte normal. Cu mine? Nu participați la consiliu atunci când s-a ridicat întrebarea că s-a făcut cineva analiza la apă și s-a spus că s-a făcut. Asta când a fost. Ați făcut, Ioan? Analiza că tu ai făcut, eu făcut. Păi dacă ai făcut. Păi arătată, e de mult stăi și văd. Păi mai era ca noastră. Nu, e ca cam așa. Cam așa sau e mai rea? Nu, e cam așa. Cineva, o persoană ne-a spus că e mai rea. E cu cât acolo? Hai să presupunem că durabilitatea o leacă și îmi pare că și... Dar nu, îmi pare că așa. Durabilitatea bună asta, să mai treci prin filtre, dar mă da. Cu... Păi ce-i făcut ca să facem stații de tratare? Dar nu... Domnul Valentin, ascultați, nu cum mă ascultați pe mine. Nu, deci eu de ascult de fiecare. Noi vorbim din punctul de vedere a specialiștilor, da? Noi vorbim mega. Noi, când am făcut analiza la apă la Institutul de Biochimie, deci noi am dat întrebarea că, deci ce ești ținit de amoniac? Da. Și ei ne-au spus așa, că este imposibil lucrul ăsta, că amoniacul mănâncă absolut tot. Și ei și-au confirmat băieții, chiar ieri, ei, fără ca noi să-i întrebăm. Dar și v-ați discutat cu băieții ăștia, dar pe ieșinii să ăștia sunt la firma aceea, da? Noi nu cunoaștem, e cu care voastră, care voastră, eu nu știu. Da, păi e firma care construiește, asta și... Noi îi spun că nu. Dar și nimeni. Îi spun că nu. Ok, eu spus că... Ei, auzi, dar și nimeni poate să bagi, dacă nu firma. Eu și vreau să spun, ce și s-au confirmat de la Institutul Biochimie, eu spus așa, da. Că vouă amoniacul și ala doar printr-o reacție chimică. Eu nu mă așa, dar așa ceva în Republica Moldova, ei nu-s așa. Știți-vă și vă cătați dacă ați găsit așa. Ce își ține de filtri, ei nu-s spus că e imposibil. Și ține de alte imigrații. Eu am dat la, am vrut să pun filtri la grădiniță după asta. Și am dat la analiză, adică analiza lor le-am dat-o la specialiști și ne-au gătit filtri pentru grădiniță ca să ia potabil. Bine, spuneți. Da, și ne-a dat de o sumă oricare, da, și am spus, băi, e cam scump, noi nu putem să acceptăm. Păi, vedeți, ne-am sigur confirmați, da, deci nu numai... Nu, eu confirm că ne-a dat specialiștii că să trateze pentru apă. Pentru grădiniță. Limitat, adică pentru cantitate limitată, o cantitate limitată de apă. Spuneți că e cantitate limitată. Și ești, s-a spus și nouă, adică trebuie să treacă reacție chimică în filtrice, ca amoniac cumva să iasă. Dar costă foarte scump. Dacă tu vorbești și eu vorbesc. Da. Eu și specialist vorbesc. Sunt specialiști care vorbesc, ca specialiști lași să facă treaba lor. De atâta și s-a făcut. Vreau să zic că amuia să faci proiectul cu stația de tratare a apei. Ok. Și gata. Și s-a dat analizele și alea. Și acum ia de amu sunt savanții, specialiștii care ei trebuie să fac într-așa fel stația asta, ca să curăță apa. Nu s-a curățat atunci, de-aia nu se putea. Dar și s-au scos țările cele vechi? Păi, ele înșerut certificatele de confirmare. De ce s-au scos țările cele vechi? Eu le înșerut toate documentele, pentru asta, și când acolo, n-au asta certificate de confirmare. Băieți, dați-mi certificat de confirmare și țava care trebuie. Când mai ai menționat atunci că țările cu domnul președinte mai vorbim, da? Dar voi cu minte zboriți. Păi, dar nevoie de spus. Știu, da. Țebele sunt normale. Ieri băieții confirmă că sunt necroplasme. Ei sunt mișcă. Adevăr, mi-au uitat sunt necroplasme. Și ele și sunt... Celulele sunt nocivi. Ele sunt cancericene. Dar ce am îi spun că vor să le-au fost ofertă ca să le ducă la, nu știu, la un sanatoriu, că să le instaleze acolo, că ei vor chestia să le pui instaleze. Ei vorbi, eu nu știu. Eu vă spun și ei și am discutat. Bun, și altă treabă. Noi, haideți să revenim la ce am spus. Și v-am spus mai că ce ești ținit de amoniac, chiar și ei o confirmat. Da, și ăștia? Da, ăștia și ne spun. Deci noi hai să o luăm de la, noi nu știm cine de la Institutul de Biochimie. Institutul, savanții nu mă spun, dar nu. Ia să vă spun, deci amoniacul, nici o stație. A să mă bag eu în contabilitate sau altceva, dacă eu nu pușim. Nu sunt specialist. Deci eu vă spun, nici o stație de tratare, nu o să bagi, ok? Să scoată amoniacul de ieșit. Asta am ca să rămâi apă tehnică. Dar proiectul pentru apă potabilă, cum faci, mă, atunci? Cum faci, uite, și asta eu
Proiectul s-a făcut. Dar dumneavoastră scăliți toate chestiile astea. Poliția pentru ce? Pentru că de orbă s-a făcut vântrile. Nu, bine, s-a declarat. Da, mă, da, s-a declarat, dar dacă nu, nu se trătează apă, o lasă. Dar este, era de unde se putea scoate apă potabilă. Pentru ce anume s-a făcut teritoriul fierile. Dar dacă aici au făcut proiectul. Care l-a făcut proiectul? Cum l-a făcut? Când s-au făcut selectarea, au fost specialiști. O luat la analizele, nu fac eu proiectul. Bine, consilierii au hotărât, adică au fost de acord, s-au semnat pentru ca să fie săpat aici. Dar pentru nu. Că pământul a dat primăria în... A, băi, da. Primăria a dat unii are pământ. Deci apă potabilă pe teritoriul satului ăștia, noi nu putem să spunem aici. Dar până nu merge vorba dacă... Deci din start aici nu trebuie de săpat. Nici nu se discută. Nu, ia ascultă-mă pe mine. Tu, Ion, dacă... Erai băiet cum scade, veneai și spuneai. Eu sunt băiet foarte cum scade. Da, și veneai și spuneai, dați-vă, domn primar, dați-vă. Dumneavoastră ați fost foarte conștient că aici apă potabilă n-a scăsit. Dar n-am știut eu de unde știu conștient. Păi dar să faci carotaj, întâi să faci proba lapă. Păi da, s-a făcut, dar păi și proba lapă, când a ieșit, o ieșit mai rău decât a noastră. Noi știm precis. Nu, când a fost făcut proiectul, nu a fost... asta specialiști s-ocupa, dar nu eu mă ocup. Eu pot spun că apă pe terenul. La cine să ne adresăm cu întrebarea că apa nu a fost bună? Dacă mi-ați spuneți că nu sunteți... Da, eu nu specialist. Eu nu specialist. Nu sunteți specialist. Dar nu că n-am știut și s-a făcut eu. Eu vorbesc de când s-a făcut proiectul, au fost specialiști care au dat avizile, nu eu. Nu pot eu. Ok, bine, și specialiști. Eu pot să fac la mine acasă. Gata, eu înțeleg. Da. Și specialiștii au dat avizul că aici se poate de găsit apă potabilă. Doar că s-o păi, dar ecologia, sanepidemstanția, toate organele astea, nu sunt, când faci, selectează. La tine acasă când îți faci un proiect. Așa. Da, nu deci, noi ne-am adresat la sanepidemstanție, la ecologie, ne-a spus dumneavoastră și eu am spus că n-au nicio atribuție. Da. Cum e ca șagin, eu spus cum o confirmat domnul Sergiu de Lansa, fix așa în instituție, fix așa o spus, dar noi nu avem nicio treabă. Cu ce? Asta cu proba de apă, primară, cu ce? Așa și le-a spus. Cu proba de apă, cu proba de apă care a spus dumneavoastră, eu spus că noi nu avem nicio treabă cu apă voastră. Apă mai acum, unii să ajungi. Păi eu nu înțeleg, care-i țelul? Ce țel? Nu ești un țel, apa trebuie, deci s-a alocat bani, cum am spus deodată, pentru apă potabilă. Dumneavoastră o trebuie să spuneți la sat că să sap fântâni pentru apă tehnică și atât. Nu să bei lumea, să bei copii la grădiniță. Să bei copii la grădiniță, și eu am copii la grădiniță, da? Cine de apă de la grădiniță? Ce vorbiți, măi? Când ați dat dumneavoastră drumul la apă, s-a conectat grădinița. Nu s-a băut nici un gram de apă, apă la grădiniță, sunt trei feluri de apă la grădiniță. Un fel pentru apă om care îți cumpără, îți dă la copii. A doilea, s-a duce apa de la Cișmea pentru făcut mâncarea și a treilea e apa asta care e la vicie, care ieșe din sistemă. Asta mai mulți oameni, ingineri, oameni știu. Păi dar cum dar de la asta persoanele care fidează în grădiniță, da? Noi nu o să le divulgăm amănumele. Uh-huh. Păi ei ne-au spus că o săptămână de zile a fost conectată apă și s-a făcut mâncare cu apa. Nu s-a mai făcut și o mâncare. Revideți dumneavoastră, aveți părerea dumneavoastră. Da, nu, și până atunci și vorbiți. Nu s-a doar subție apă fiecare dată. Păi asta e și dumneavoastră motivați amuia, dar nu a fost așa. Da? Auzi, Ion. Eu vorbesc cu voi ca niște băieți, știi, deci parcă înțeleg cât de treabă. Noi tot ne-am autosesizat atunci când s-a început lucrarea. Uh-huh. Când noi am venit și am întrebat, de ce să sapă aici? Și toată lumea a fugit în stămeașa în dreapta și nimeni mi-a zis că care, eu nu știu. Care unul fugit? Când aici s-a început săpările, eu personal am venit și am întrebat, de ce să sapă aici? Pșine. Compania care săpa. Păi da, bă, compania are proiect și s-a uitat să facă proiectul. Păi vedeți că toate lucrurile se bat cam pe mine, spuneți că așa e jinovieț, eu nu sunt specialist. Dar nu, eu zic nimic că și nu e jinovat, eu spun că eu... Competența mea e și ca eu că asta că să aduc proiect în sat. Să aduc să facă ceva în sat. Corect? Da. Da, e perfect dreptate. Da. Păi, dar s-au acordat aici 10 milioane de lei pentru și ca să avem apă potabilă. Și noi pe teritoriul satului avem apă potabilă. Noi scris că numai decât așa se numește proiectul. Când l-a făcut proiectul, era scris aprovizionare cu apă potabilă, sisteme de epurare și evacuarea apelor uzate. Așa e scris în proiect. Dar de-amu și apă a să fie, de-amu să vede când se extrage, să vede când, și când de-amu să dea analiză. S-a făcut analiza la apă înainte, noi nu suntem așa de specialiști, dar cunoaștem careva lucruri. Înainte de a săpa fântâni, s-a dat probă și cu apă. Și cu apă, e bună sau nu e bună? Da. Apa nu e bună. Mi-asta ați declarat... Nu, că stai, Olec, înainte de a face, dacă zici că s-a luat analizele, cred că s-a luat analizele și proiectantul ăsta nu s-a apucat de capul. Da, perfect dreptate. Dumneavoastră ați, pe data din 19, când ați dat drumul la apă, aprovizionarea satului Logănești cu apă potabilă. S-a declarat, Nu,
Așa se numește proiectul aprozinare cu apă potabilă, nu știu ce bune. Și nu, parcă nu știu, vă spun mai una. Cum lumea s-a apă? Apă potabilă cu apă tehnică. Acolo doar a fost pus tablița cu apă de asta, proiectul european, în sumă de atâta și atâta apă potabilă, da? Este și acum... E scris în proiectul, când, uite, când se face proiectul, pe pagina primă a proiectului scris aprovizionare cu apă potabilă, sisteme de apurare și evacuare a apelor uzate. Așa se numește proiectul. Dar când se sapă, tu ia că când se săpa fântâna, ia că voi ați spus că o să ați săpat prin sat. Mai înainte de a săpa. Voi ați spus că ați săpat prin sat, da? Oamenii au săpat prin sat, da? Și sunt vreo 10 oameni care au săpat și are apă bună, da? Nu, noi nu putem să confirmăm chestia asta. Nu, la... Nu a fost aplicare sau întreb? Nu, la adunarea asta, când au spus, știi cum mă cheamă, de ce zic? Mie, Catea. O zic că o apă, încă așa o zic, da? Da, eu o dus. Da. Și dacă zic, oamenii au făcut analiză și apa e bună, Bună. Și eu am zis că, băi, dar el întâi o săpat, el nu știe cum e apa. Pe urmă a văzut, o dat la analiză și a văzut, dacă e apa e bună, înseamnă că el o folosește. Dacă nu, o dă la tratare, drept, își pune filtru sau ceva. Noi lucrul ăsta nu îl cunoaștem. Noi chestia asta nu cunoaștem. Dar aici e un proiect de stat destul de serios. Noi nu vorbim de 2 lei. Deci o trebuie să fie făcută analiza la apă și dacă apa nu a fost bună, înseamnă că oamenii buni noi vedem apă de asta care este. Da, dar cam așa și-a să fie. De apă de care este. Cam așa să fie, a să fie. Apă de care este. Deci noi nu putem să motivăm diferit, să dăm jina pe șala, că așa nu-i bun, că așa... Deci aici e un proiect destul de serios, nu mișcăm de... Proiectul a costat 20 de milioane, dintre care a fost prin BIRD făcut. Deci noi vorbim de proiectul european care dumneavoastră îl găsim și pe achiziții publice. Noi nu vorbim de proiectul inițial cu secundul. Stai că el a tot terminat proiectul ăsta, oameni buni. Da? El acum merge că acum ia am pregătit proiectul. Noi îl dăm la statul european mai departe. Îl dăm cu stația de tratare, vreau zic apii, stația de pompare și de magazinare a apii. Deci îl dăm acum, înaintăm. Cum puteți dumneavoastră să-l înaintați ca și fel de apă? Tehnic. Păi da, el se înaintează ca să trateze apa asta, înțelegi? Dar n-a să trateze apa asta niciodată cu nimic. Eu încă o dată îți spun, care-i situația? Ai luat analizele la apă, cum merge proiectul? Ia că am dat analizele astea care le-au luat atunci, când le-au luat atunci, da? Ia că după analizele astea, s-au dat la proiectant. Proiectantul are, eu știu, specialiști acolo, da? Și găsesc stația de tratare în apă este. Și gata. Bine, deci, noi iar din nou ne întoarcem la specialiști. Am dumneavoastră numai pe asta vă bazați. Noi la specialiști și ei am fost, am mai făcut probe încă o dată la apă repetată. Avem a doua probă. Da, de la apă, canal, Chișinău. Dar eu vă cred, voi oameni buni. Păi și dumneavoastră vorbiți de specialiști. Se face că e probă la apă. Da. Și atunci ai... Dar eu nu vă înțeleg. Dumneavoastră spuneți că e apă. Așa îi se numește proiectul. Dar băi, nu, eu mă și voi vă spun una, dar voi nu-mi duc. Așa se vezi în pieptare. Pentru aprovizionare cu apă s-a întâmplat. Dar proiect e scris. Eu o dată spun, proiectul se numește aprovizionare cu apă potabilă. Dar, încă o dată, eu lămuresc. Se numește aprovizionare cu apă potabilă. Dar ei merge ca să o tratăm. Orice apă trebuie să o iei deodată, nu poate fi e bun. Păi, dar de-astră, stați, conectați rețeaua, spuneți la lume că e apă potabilă, păi, și nu, de-astră n-ați ești toxicat în fața asta, că băi, apa asta nu-i bună. Telefus, și lumea a așteptat, faci mâncare, uitați-vă, toți oamenii care beneficiari, care s-au semnat pe cerere, de mers, care de-astră la vieți, toată lumea ce să-și întrebați, eu făcut mâncare până în momentul ăla și-o băut și-o dat la copil. Cum așa? Eu până nu m-am dus la mama. Păi, dar ați declarat că ea potabilă. Mirosul ăsta deodată e dată în nas. Iară și miros? Iară și miros. Dumneavoastră, am spuneți una, dar lucrurile se bat capul. Eu n-am înțeles cum spun unul, dacă vă lămâresc oamenii este că s-au luat probele la apă. În baza probelor ăstea s-a făcut proiectul pentru tratarea apei. Mi-ați când ați dat în exploatare, când ați dat drumul sau cum să-i spunem, o trebuie să declarați la tot satul că apa aia asta nu e bună de băut. Dar cum poate să meargă? Domnul Anatol Danu spui la lume care strânge datele. Spui, băi, 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 apă, apa e bună. Sau să-l aduci în picolea, măia să-l întrebăm ce a spus el. Haideți să ne înțelegem. Auzi, băi, parcă ești copil. Eu vă lămuresc oamenii ăștia. Noi avem copii la grădiniță, copii la școală. Da. Dar noi avem părinți, noi avem
rudii care consumă apa asta. Da. Până noi nu le-am spus, nu o consumați, că este foarte bun, foarte bine că ați făcut și eu, mie de pildă, nu mergem și vorbim, chiar că împreună mergem. Dumneavoastră ați fost inutilient și ați știut. Și ați fost conștient când ați dat drumul la apă și fierbea apă. Nu, ascultă-mă pe mine, vine este de șeful de la apă canal, da? Când am dat drumul la apă. Și el, când l-a văzut așa apă, dacă la hâncește acolo, el a luat apă și a început să bea apă. Băi, apa asta poate nu e potabilă, ce m-a dat le-te apă și spune așa? Băi, dacă multe nu e bună ca și la hâncești. Băi, dacă nu e bună ca hâncești, de noi să vedem întâi, să vedem astea analiza. Și apoi după aceea să vă spun. Băi, mă, eu și eu cum am dat cu inginieri de acolo și am dat analiza la apă. Și găinii au spus că apa e bună. Și ne spuneți voi nouă, Brașoare, și noi le-am arătat analiza.